Și în continuare ardem în spitale, domnule Roman, că amintați și dumneavoastră, exact, din păcate, de tragicul eveniment de la Institutul Matei Balș, al doilea după ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Și acum oamenii ne scriu și nouă că sunt de-a dreptul dezamăgiți de sistemul sanitar românesc și mulți se îndreaptă către privat. Și ce ar trebui să facem? Să nu mai mergem la spitale de stat, să ne ducem la privat, că nu știi dacă arzi în spital. Că te aici duci cu... eu cunosc foarte bine această speță, pentru că înainte de a fi parlamentar am avut două mandate în administrația publică județeană și majoritatea spitalelor sunt la autoritățile locale, fie Consiliul Județean, fie primar. Sunt niște probleme structurale. Majoritatea spitalelor din România sunt construite în perioada comunistă. Și așa au rămas. Avem spitale în clădiri monument istoric. Legea îți interzice să faci orice intervenție într-o clădire monument istoric. Pe de altă parte, după drama de la Clubul Colectiv din 2017, cei de la ISU s-au blindat, ca să zic, cât au putut de tare, în sensul că au trecut 99% din responsabilitate asupra directorului de spital sau asupra primarului, care administrează acel primar. Practic, și aici nu pot fi de acord cu ei, au impus niște chestiuni extrem, extrem de dure, care nu pot fi respectate. Și din acest motiv, majoritatea spitalelor din România nu au autorizație de securitate la incendiu. Au, dacă au două, trei secții făcute, acolo au avis, dar nu au autorizație. Din acest motiv nu există autorizație. Sunt motive pur și simplu penibile din punctul meu de vedere, pentru că cei de la ISU n-au dorit niciodată să le flexibilizeze. Adică nu ți autorizează secția ATI dacă nu ai 2,20 m culoarul de acces pentru apuire și defluire. Păi dacă e spital în clădire monument istoric, ce fac? Că nu am voie. Și atunci fie închid spitalul, cine închide spitalul? Autoritatea locală și le sară oamenii în cap primarilor că închid un spital, fie stau și funcționează și, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, răspund. Condițiile trebuie urgent flexibilizate. Altfel, din păcate, drame de acest gen se vor întâmpla. Adică nu poți să, ok, să nu autorizezi un spital că nu are 2,20 pe hol, dar poți să-l obligi să-și facă o scară exterioară pentru evacuare. Deci poți găsi soluții flexibile, dacă dorești cu adevărat. Ori pe actualele prevederi pe care ISU le-a impus prin lege în 2017, eu vă spun că 92% din spitale din România nu vor putea fi autorizate. Plus că acum, de exemplu, dacă ai 50 de secții într-un spital și ai 49 cu aviz de la ISU și ultima încăpere nu e făcută, nu ai autorizație de securitate la incendiu pe tot spitalul, ceea ce e o nebunie.